bucură nebucuroși, bine v-am găsit sănătoși, și la anul când venim, sănătoși să vă găsim. Păi la tulpina bradului, a fătat ursoai ca pui, și-a fătat doi câte doi, că-i bună v-a luat de soi. Păi iară eu cum auzi, de la dele eu mă porni, și m-am dus încet ușor, și-am furat un puișor. Și ursoai ca de târcoale, saltă ursule în picioare. Mărunțelii puișor. Păi frunzuliță mere coapte, a trecut anul, măi frate, dar ar Dumnezeu să dea. Păi ce n-a fost pe aici așa? Păi bucurie, sănătate, pe masă să aveți de toate. Bucurie și mult spor. Păi la mulți ani la tuturor, la mulți ani la dumneata și la întreaga familie! Și la mulți ani! Doamnelor și domnilor, dacă tot i-am văzut prin București, bună seara, bună seara, vă mulțumim foarte mult! Urși a venit în platoul nostru ca să alunge spiritele rele, da. Ce a fost rele să se spele, ce a fost bune să se adune. Treaba da. E că televizorul înșală, ei sunt mult mai mici și mai subțiri decât vi se par, ca să înțelegeți dumneavoastră, voi intra între ei să înțelegeți raportul. Nu mai da așa din aripile alea, că mă zăpăcești. Bursuc! Niciodată! Niciodată să nu spui niciodată! Nu o să vin, că mi-e frică, bă, tată! Nu sunteți voi, nu sunteți voi fructe de pădure! Știți bancul? Nu știți bancul? Și intră unul la un restaurant din ăsta de rășini și cere fructe de mare. Mm. Și la un moment dat cere și mici. Zice, n-avem decât fructe de mare. Ce înseamnă fructe de mare? Păi și caracatiță, calamare, alea. Asta înseamnă că lupii, bursucii, urșii sunt fructe de pădure. Hai la fructe de pădure, no, prietene! Nu vreau. Eu intru doar cu cei care i-a adus. Cu Marius Găianu veni? Doar cu domnul Marius Găianu. Intră altfel, eu Marius, nu... hai încoace, te rugăm! Stați un pic așa, nu luați drept de că... Hai! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Să mușcă, știi, doamne! Arată fioros, dar să știi că i-am îmblânzit. Da? Da. Sunt îmblânzit. Nu mușcă? Acum, eu mă întreb, Marius, dacă e la o adică, tu poți să-i coordonezi, adică să le spui... Ce zbăcat, astea! Da. Eu pot că mă cunosc, de altfel ar fi mai greu. Că nu se lasă îmblânziți ușor. Spune, te rog, tu cânti în seara asta? O să vă cânt tot un joc al ursului. Da. Trebuie să mai știți, blănile acestea clar sunt de urși veritabil. Cântăresc între 30 de kilograme și 50 de kilograme. Wow! Nu-s deloc ușoare. Wow! Și mai mult de atâta, n-am venit cu mâna goală. Vin din Bucovina. Mulțumim frumos! M-am adus o afinată care o nu-i afinată. De dat. Momentul ăla când ești egoist, te închizi și nu dai nimănui. Mulțumesc! Așa facem! Așa! Să aveți spor în casă. Spiritele rele deja au plecat și în 2016 o să vă fie foarte bine. O să fiți feriți de dușmani, de rele. Așa, belșug și bunăstare. Întrebare, un bursuc poate avea vreodată vreo relație cu o ursoaică? Nu, avem o ursoaică. Eu zic că se poate. Bă, deci filmați aici ce ursoaică avem în România. Vă potriviți perfect, deci, nu mai bine cântăm noi ceva, ha?
Ascultăm pe Marius Găianu. Sufici. Ce gheare are. Trebuie să ai grijă cu ea. La ursărească, tată mă dus să-l tochească, că e-n frigura ce sare, e ca șantlă o pischenare. Am scurs ursul din bărloc și de la matul să-l joc. Durea de mari, 20 de urși mai are, dată-ți să-mi praștuieți, nu-ți ca noi cum ne vedeți. Cât-i pădurea de mari, 20 de urși mai are, dată-ți să-mi praștuieți, nu-ți ca noi cum ne vedeți. Când jucăm de-o laltă tăți, chică va rupi pareți, să cutremură pământul, tâțuși că vine sfârșitul. Când jucăm de-o laltă tăți, chică va rupi pareți, să cutremură pământul, tâțuși că vine sfârșitul. Hai dați, hai dați, mai fișor! Hai da, hai da! Țineți de sub țior, să n-ajungem sus la nor! Și-ncă o dată-mi faci o roată, că asta-i ultima dată, că jocul de l-om lungi, s-or mânie gazdelit. Și-ncă o dată-mi faci o roată, că asta-i ultima dată, că jocul de l-om lungi, s-or mânie gazdelit. Hai, nu-mi faci și a porni, să văd cine ne-a oprit. Hai, nu-mi faci și și-o plecă, să vedem ce s-a întâmplat. Hai, nu-mi faci și a porni, să văd cine ne-a oprit. Hai, nu-mi faci și și-o plecă, să vedem ce s-a întâmplat. Hai, nu-mi faci și a porni, să văd cine ne-a oprit. Hai, nu-mi faci și și-o plecă, să vedem ce s-a întâmplat.